Deși pe hârtie accesul copiilor cu dizabilități la educație este garantat, realitățile demonstrează o mulțime de lacune. Lipsa specialiștilor care să-i ajute pe copii este una dintre cele mai acute probleme, spun reprezentanții Oficiului Avocatul Poporului, și contribuția statului cu pensii ce ajung la 1700 de lei este insuficientă pentru că terapiile sunt scumpe. Astfel, cea mai mare povară pentru integrarea lor în grădinițe sau școli este lăsată pe umerii părinților. Vă povestim în reportajul ce urmează istoria lui Traian, un băiețel de 5 ani diagnosticat cu autism, care, datorită muncii enorme depuse de părinții lui, poate acum să frecventeze o grădiniță tipică. În cazul său, a avut noroc și de educatori buni care l-au acceptat și l-ajută acum. Urmăriți un reportaj din campania Înțelegem Legea, realizată de TV8 în cadrul programului Acces la Justiție în Moldova. Mama înseamnă iubire, să culeagă fericirea. Mama înseamnă cântare, să culeagă răstare. Doamne, prea frumos să cresc. Mă mulțumesc. Mulțumesc frumos. Ca să înveți aceste versuri, Traian a avut nevoie de câte 10 minute timp de 3 zile. Are o memorie bună, laudă mama lui. Pe când avea 2 ani, copilul a fost diagnosticat cu autism, iar de atunci, adică de 3 ani și jumătate, își petrece copilăria printre terapii și vizite regulate la diversi specialiști. E un program încărcat pentru copil, dar este destul de greu și pentru părinți, rămași singuri în fața unei astfel de provocări. Doar prin cunoscuți poți afla unde este, unde poți să merg, unde... Și rândurile astea sunt extraordinar de mari. Eu în 2019 m-am pus în rând și până în ziua de azi nimeni nu m-a sunat. Bine, eu am mai revenit de vreo câteva ori și am spus, Doamne, m-a mai ajuns rând, uitați-vă, am un copil, și mi-au spus, noi azi vă sunăm, răbdați, așteptați. Tatiana primește din partea statului o pensie de 1700 de lei. Acest lucru este foarte puțin pentru a-i oferi copilului toate activitățile de care are nevoie ca să-și dezvolte abilitățile, spune femeia. Să vă spun, o lecție de terapie costă 45 de minute, costă 280 de lei. 280 de lei, două ore per zi, ies aproape 500 de lei. În ajutorul lui Traian este și grădinița de stat, pe care o frecventează. Deși la început s-au confruntat cu critici din partea părinților, administrația și educatorii au încurajat-o să nu renunțe. Am fost abordată de o mămică, mi s-a spus, Doamnă, eu te înțeleg, nu te supăra, dar copilul tău încurcă copilului meu. Să vă spun sincer, atunci... Of... Oare nu aș fi vrut și eu să am un copil exact ca copilul tău? Și atunci când vin la grădiniță, să fugă și el la mine în față, să mă cuprinde și să spui, mami, tu știi, mie azi mi-a fost dor de tine. Mă! Mie! Da! Tatiana își dorește mult să-l vadă pe Traian și la o școală tipică. Este gata să-i achite și un însoțitor, pentru că, spune femeia, Republica Moldova nu este pregătită să ofere asistență necesară elevilor cu nevoi speciale, dar zi și noapte o tot chinuie o întrebare. Dar după 18 ani, ce facem cu ei? După ce ating majoratul, persoanele cu tulburare de spectru autist continuă să fie în grija părinților, spun specialiștii de la Oficiul Avocatului Poporului. După 18 ani, iarăși rămâne povară mare pe părinți, deoarece ei trebuie să acorde suportul sub toate formele, și emoțional, și material, și educațional, și psihologic chiar, că sărmanii părinți trebuie să fie și medici, și profesori, și psihologi. Din numărul total de copii cu dizabilități, foarte puțini își continuă studiile, iar încadrarea lor în câmpul muncii este anevoioasă și problematică. Personal, mă mir cum de până în prezent statul nu a înțeles că este necesar de a stabili o formulă clară pentru, dacă se mă refer la copii, pentru copii cu dizabilități. Deși incluziunea copiilor cu nevoi speciale în procesul educațional este susținută de către autoritățile din domeniul educației, fiind și o politică ce se regăsește în programele de stat, implementarea în practică este destul de grea. Problemele sunt multe, iar majoritatea continuă să rămână doar la nivel de analiză și discuție, ne-a mai spus Tamara Tentiuc. Iar cea mai acută este lipsa pedagogilor de sprijin pentru această categorie de copii. Altceva spune directoarea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, Virginia Rusnac, afirmă că prioritatea Ministerului Educației este să asigure tuturor copiilor dreptul la educație.
Au fost dezvoltate la nivel de țară 35 de servicii de asistență psihopedagogică care conjugă echipe multidisciplinare, care cuprinde psihologi, logopedi, psihopedagogi, care la nivel local trebuie să asigure evaluarea și suportul în incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Pentru asigurarea incluziunii copiilor au fost dezvoltate servicii atât în cadrul școlilor cât și în grădinițe, spune directoarea centrului. Virginia Rusnac dă asigurări că sunt organizate sesiuni de întâlniri și cu părinții copiilor, care sunt încurajați să ceară serviciile psihopedagogice în raion și în municipiu, în cazul în care au nevoie de ajutor. Ca politicile să se implementeze, este nevoie de foarte multă colaborare și lucru în echipă, ceea ce facem și zi de zi. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, anul trecut în Republica Moldova, sub supravegherea specialiștilor, se aflau 871 de persoane diagnosticate cu autism infantil. Apreciez munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.